4. Beneficii pe care le are colagenul din membrană din coajă de ou. Colagenul este o proteină care se găsește din abundență în corpul uman și este una dintre cele mai importante proteine din organism. Autor: Dr. Sorina Mustața, medic primar reumatologie, expert. Doc. 4. Beneficii pe care le are colagenul din membrană din coajă de ou. Colagenul este o proteină care se găsește din abundență în corpul uman și este una dintre cele mai importante proteine din organism. Pe lângă faptul că îi oferă pielii rezistență și elasticitate, colagenul ajută și oasele, mușchii și tendoanele să funcționeze mai bine. El este acel lipid special care menține țesuturile unite. O sursă excelentă de colagen este oul, mai exact, membrana din coaja acestuia. Cercetările de peste hotar au arătat că, de fapt, colagenul se găsește atât în membrana cojii, cât și în gălbenușul de la oul de găină. Ouăle conțin în mod natural colagen și nutrienți care ajută la producerea colagenului, ca de exemplu grupul de vitamine B, vitamina E, aminoacizi. Atunci când suntem bolnavi, stresați sau când starea noastră de sănătate este precară, corpul nu mai poate produce cantități suficiente din aminoacizii esențiali, așa că are nevoie de ajutor din surse din exterior. Aici ne ajută alimentația și suplimentele, cum ar fi cele care conțin colagen, cum se întâmplă în cazul capsulelor ce conțin extract din membrana cojii de ou. Iată, așadar, câteva beneficii pe care ni le oferă colagenul din membranele cojii de ou. 1. Colagenul îmbunătățește calitatea pielii și reduce ridurile. Oamenii de știință susțin că acest colagen este absolut esențial pentru a ne menține pielea mai sănătoasă, cu un aspect întinerit. Iar un studiu a investigat potențialul pe care l-au membranele din coaja de ou, folosit în scop cosmetic. Mai exact, oamenii de știință au vrut să afle dacă hidrolizatul din membrana cojii de ou protejează pielea de riduri, de expunerea la soare și de pierderea umidității din epidermă. Cercetarea a fost realizată pe animale, la care s-au examinat nivelul de acid hialuronic și producția de colagen. Rezultatele studiului au dovedit că membranele din coaja de ou au efecte extraordinare în ceea ce privește atenuarea îmbătrânirii pielii, iar printre aceste efecte se află și capacitatea de a diminua ridurile induse de radiațiile UV ale soarelui. Așa că, cercetările au arătat că extractele din membranele cojii de ou sunt o opțiune excelentă pentru a fi folosite în produsele de înfrumusețare. 2. Colagenul îmbunătățește digestia. Prolina și glicina, doi aminoacizi care se găsesc în colagenul din membranele cojii de ou, îndeplinesc roluri importante în organism. Acești aminoacizi ajută la reconstruirea țesuturilor care căptușesc tractul digestiv. Prin reconstruirea acestui țesut important, aminoacizii țin particulele alimentelor și bacteriile în interiorul intestinelor, acolo unde este locul lor, așadar aceste particule nu pătrund în fluxul de sânge, acolo unde ar declanșa inflamația. Datorită glicinei și prolinei, colagenul din membranele cojii de ou ajută la protejarea intestinelor și, în esență, protejează întregul organism de inflamație. 3. Colagenul ajută în cazul afecțiunilor de la nivelul articulațiilor și țesuturilor conjunctive, de exemplu, cartilajul. Membranele din coaja de ou sunt bogate în nutrienți similari cu colagenul de tip 1 și colagenul de tip 5, în sulfatul de glucozamină, în sulfat de condroitină, acid hialuronic, glicozaminoglican și aminoacizi. Aceste substanțe sunt extrem de benefice pentru sănătatea articulațiilor și a țesuturilor conjunctive. De aceea, prin prisma conținutului mare de colagen al membranelor din coaja de ou, extractele din membrane sunt deosebit de utile în tratamentul unor afecțiuni ale țesuturilor conjunctive. Studiile UN aduc în prim plan o parte foarte importantă și foarte utilă a oului, folosită în medicină: coaja și membranele cojii de ou. Acestea sunt importante deoarece au un conținut mare de colagen, care este relevant în tratamentul afecțiunilor țesuturilor conjunctive, cum ar fi cartilajul articulațiilor. 4. Colagenul îmbunătățește mobilitatea. O cercetare publicată în 2015 a arătat efectele consumului de colagen din membrana cojii de ou, solubil în apă hidrolizată, asupra funcției articulare la persoanele cu durere cronică.
Participanții la acest studiu 3 au luat preparate farmaceutice pe bază de membrană din coajă de om, pe o perioadă de 4 săptămâni, și apoi au luat capsule placebo vreme de 4 săptămâni, cele două cure fiind separate de o pauză de 4 săptămâni. Când participanții au fost evaluați după administrarea celor preparate farmaceutice cu membrana din coaja de om, s-au observat îmbunătățiri semnificative ale mobilității genunchiului, în comparație cu rezultatele observate la aceleași persoane când au luat capsule cu substanța placebo. Mobilitatea s-a îmbunătățit semnificativ și în zona gâtului și a umărului. Bine de știut! Ouăle au două membrane și ambele conțin colagen. Studiile au arătat că și gălbenușul conține colagen, așa că nu este de mirare că uneori el este folosit la prepararea unor măști faciale, pentru a spori nivelul de colagen din piele. Sănătatea pe primul loc, prieteni! Apreciați, distribuiți și abonați-vă!